Unirea Principatelor a fost sărbătorită și la Sibiu. Evenimentul a fost marcat la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Pe lângă cuvântările legate de importanța istorică a momentului, a avut loc și vernisajul expoziției documentare dedicată Unirii Principatelor. Studenții Academiei și invitații la manifestare s-au prins apoi în Hora Unirii. Unirea Principatelor a fost marcată și la Sibiu, însă nu printr-un eveniment fastuos. La Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, unde s-a sărbătorit și împlinirea a 150 de ani de la înființarea Asociațiunii Astra. La eveniment au participat doar studenții Academiei și invitații din partea Asociațiunii. Primul care pune politic unirea Munteniei cu Moldova, ca ajutor a fost Tudor Gabinerescu, din punct de vedere politic. Religios și cultural exista această unitate. Pe platoul Academiei a fost apoi încinsă Hora Unirii.